Bună ziua, suntem în lumea albinelor cu Robert și vreau să vă prezint astăzi stupul meu care va face sper eu 200 kg de miere. Deci cam asta ar fi și haideți să vedem cum l-am construit. Sunt vreo 60.000 de albine acum în ea. Iată o familie pe 8 rame. Mulțumesc, domnul Nelu. Așa arată, iernat la domnul Nelu, nu la mine, dar acum e la mine. Și o să fac la el câteva filmări pe viitor, dar asta o voi muta aici și ne vom uita ramă cu ramă ce stau tratamente. Ia, vedeți, 8 rame de albină și haideți să vedem atunci ce este ea, câte rame de puie. Așa de frumos stau 8 rame de albină și pe diafragmă și ne uităm imediat ce este în ea. Haideți să vedem câte rame de puiet. Dacă nu greșesc, ia, uitați rama asta, eu l-am băgat acum o săptămână, nici o săptămână, și să vedem ce este pe ea. Eu zic că va fi puiet, dar vom vedea imediat. Deci, domnilor, ia uitați cum arată prima ramă, polen, și curge nectarul din ea. Îmi uitam că ce picură și nu le-am dat. Săptămâna asta n-au primit de mâncare. Deci asta este deja. A, uitați. Nectar. Aș putea să-l scutur un pic să vedeți, dar este nectar de anul ăsta. Ia uitați. Urmează a doua ramă. Mâncare berechet. Și deja avem aici puiet. Așa, și polen, foarte mult polen. E foarte grea. Deci puiet de o palmă, dar e plin de este plin full de polen și de miere sus. Haideți să vedem și următoarea. Deci familia asta, cealaltă, mi este programat să îmi culeagă minim 200 de chile. Deci 200 de chile mi este programat să îmi culeagă. Poate e de râs, poate nu, vom vedea. Dacă culege, sunt tare. Dacă nu culege, atunci nu culege. Ia uitați, o tablă aproape de puiet și albinele tinere acum sunt acolo. Ce frumos, încă o dată domnul Nelu arată foarte bine. Patra ramă este o tablă de puiet. Și pe partea asta polen. Deci au băgat foarte, foarte mult polen. Trebuie să le pun colectoarele. Deci vine și asta aici. Deci a patra. Și acum e care am băgat-o între, să vedem ce este în ea. Ia, uitați matca. Pe mijloc o ad full și împrejur. Ia, uitați cât polen mi-a băgat. Deci,
Matca e chiar aici, ce am făcut bine că le-am dat și până sus oat. Acolo e matca. Gagicuță de a noastră, asta o să fie pentru să creștem măcile din aia la altă sale, cu asta o să creștem. Deci uitați acolo la polen, trebuie să aduc colectoarele de polen obligatoriu, numai cu plimbatul ăsta nu prea pot să mă mișc. Ia să vedem și partea aia la altă. Deci vedeți ce-a făcut, cum am spart cuibul. Și aici îi oat, tot acolo e larvar, oat, până aproape până jos. Deci unde e maro, e oat tot. Da, categoric. O punem aici. Așa. Deci acolo e matca, vedeți? Pe rama nouă, unde o găsit loc. A una, două, trei, patru, a cincea ramă era. Deci patru cu puiet. A cincea ramă, a șasea ramă. Și asta e cu puiet. Deci șase rame cu puiet. Da, vedem. Este a șasea ramă cu puiet. Băgăm și asta aici. Opa. Așa. Deci avem șase rame cu puiet. Și asta e miere, nectar, ce o transportă, habar n-am, polen. E ok. Deci 8 rame de albină, 5 rame de puiet. Da, 5 rame de puiet. E destul de bine. Încă o dată sunt în Cluj, lângă Cluj. În Transilvania, vremea nu-i ca în partea de jos, nu-i ca la munte, vara nu-i ca iarna, sau invers, cum zicea Băse. Și asta eu zic că e o familie bună. 8 rame de albină și 5 puiet. Haideți să vedem mai departe. Deci am spart cuibul. Matca e aici. Am băgat aici 2 rame de multietajat. Încă una de puiet, ramă multietajat, puiet, miere și o ramă, astea multietajat redus, astea două, și astea e multietajat normal, deci meu, așa 3x4, 4x3, cum o fi. Ia uitați cum vin albinuțele cu polen, deci aș face și eu la polen din greu, numai să văd cum reușesc să vin, dar urmează, pentru că dacă fac, nu eu, albinele, 2 kg, 3 kg de polen, deja mi-e, și la 2 kg mi-e rentabil să vin până aici, mai meșteresc una alta, nu stăm în casă, așa, ia pasul următor, deci vedem, așa arată, am mutat-o, vine pasul următor, deci pasul următor, este multietajatul redus care vine pe ea. O vedem, e aici, rame noi, vechi, dar acum le vor construi, așa, și punem și aici ramele restul și mergem mai departe. Deci pasul următor este o gratie Hahnemann, așa. Asta e o familie și cum urmează a doua, peste ea. Am uitat să filmez un ziar, deci punem un ziar pe jumătate, așa, și continuăm treaba. Iată scopul care va culege 200 de chile de miere. Deci am în ea două familii, una n-are matcă,
jos sunt 9 rame, 5 rame, 10 rame am băgat, dar erau 8, 5 cu puiet, sus erau tot 8, din care vreo 4 cu puiet, deci, domnilor, ia vedeți, stupul Canada, stupul Winmaster, stupul NHL, deci, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Să vedem cât va culege. Deci îs vreo 80.000 de albine în ea, cred. Hai, nu 80, dar vreo 70.000 or fi. Se liniștesc, se duc acasă, își găsesc noua locație și cam asta e. Le dau de mâncare. Deocamdată au 3 kg de sirop și au rame de construit, gârlă. Aștept să iasă puietul, aici nu este numai puiet căpăcit, iasă și vom vedea ce se întâmplă mai departe.